Ziua bună, om frumos! Sunt Alice Macrina, psiholog, trainer și coach, iar în acest video îți voi recomanda o carte, o lectură tare plăcută când vine vorba de subiectul relațiilor de cuplu. Se numește Shakespeare pentru îndrăgostiți, scrisă de Ellen Percy. Este o carte pe cât de ușoară în parcurgerea ei, pe atât de înțeleaptă, pentru că face referire, bineînțeles, după cum ți-ai dat seama, la operele lui Shakespeare și la metaforele pe care acesta le-a folosit de-a lungul timpului când a scris în toată opera sa, dar face referire și la alte opere ale filozofilor, ale altor autori, prin care vei înțelege că de-a lungul timpului oamenii au fost preocupați să găsească ingredientele exprimării unei iubiri autentice și trăirii a cât mai intens și pentru cât mai mult timp în relații de cuplu sănătoase și durabile. Este o carte utilă și ușor de parcurs, așa cum spuneam, dar cel mai important este să înțelegi că orice astfel de lectură te ajută să evoluezi, să progresezi. Indiferent dacă te afli la începutul unei relații de cuplu, dacă doar ești în căutarea unui partener sau ești deja într-o relație de cuplu și vrei ca relația voastră să se consolideze, să devină și mai împlinitoare pentru fiecare dintre voi. Una dintre ideile principale a acestei cărți este aceea că o relație începe cu sănătatea și fericirea fiecăruia dintre parteneri. Așa că relația nu ar trebui să fie pentru tine motivul tău de fericire, ci relația să înceapă în momentul în care tu ești deja fericit și împlinit. O să-ți dau exemplu și sper să te fac curios, astfel încât să parcurgi această lectură, de un studiu la care se face referire în carte. Un studiu efectuat în Marea Britanie pe 4500 de persoane adulte pentru a se identifica ingredientele cheie pentru ca o relație să dureze, să fie sănătoasă pe termen lung. Și acestea sunt, s-au identificat trei elemente cheie și acestea sunt să acordăm atenție lucrurilor mărunte din relație, să facem cât mai multe lucruri împreună și să lucrăm, da, împreună cu partenerul nostru la a rezolva problemele sau a reuși să găsim soluții la problemele, la situațiile problematice sau stresante care apar în cadrul cuplului. Așa că, dacă am ține cont de aceste trei ingrediente minime, cu siguranță am avea relații mai împlinitoare, mai mulțumitoare și ai putea, ca împreună cu partenerul tău, să deveniți mulțumiți atât de evoluția voastră, cât și a relației pe care o aveți. În final, te voi lăsa să reflectezi la două dintre cele mai puternice și utile întrebări pe care le-am identificat în această lectură. După cum știi, profesia de coach este cea care se referă în principal la a pune întrebări pentru a găsi răspunsurile și soluțiile tale personalizate. Așa că te invit să răspunzi la aceste întrebări și chiar să le iei cu tine, să răspunzi în fiecare zi la ele. Și aceasta este una dintre, prima întrebare pe care ți-o recomand este: ce pot face astăzi ca să-i arăt iubire, să-i arăt iubirea mea partenerului cu care trăiesc? Da? Cum pot să-i arăt iubirea într-un mod cât mai autentic? Iar a doua întrebare este legată de ce putem face astăzi împreună ca să ne consolidăm relația. Sper că ți-am trezit interesul și vei începe lectura acestei cărți, mai ales că este o perioadă de vară în care o poți parcurge cu mare ușurință. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, Alice Macrina sunt și să ne revedem cu bine și cu sănătate!